Salutare lumea, eu sunt Gabi și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi suntem la Preșmec Circuit, loc în care n-am mai fost de prin 2019, pentru că nu se mai poate face drift aici, deoarece stricăm marcajele. Asta este adevărul, dar măcar nu stricăm și circuitul, doar marcajele. În fine, trecem peste asta, suntem la a treia competiție de hot lap din acest sezon, care este și ultima. Sunt aici cu E46 albastru, care este al lui Sebi, cel care ne-a ajutat de câțiva ani face cu poze, filmări, etc. Și mai încolo este E36-le nostru. E46-le este una dintre mașinile de școală. Nu e mare lucru modificat pe la ea, este golită. Acesta este E46 la interior. Nu mai avem nimic înăuntru, în afară de această scoică. Frâna de mână de pe Rayshop, schimbător de pe Rayshop, unde aveți și codul nostru de reducere PPG din SRT 2022. Va aduce undeva la 10-20% reducere în funcție de produs. Am tăiat din aripi și pe față și pe spate, pentru că atingea roata. Instalația electrică este puțin simplificată. Aceasta este mâța, un BMW 36 pe care l-am achiziționat acum vreo 2 luni. Motor 2.8, vericul tuning. La fel și aici aripile sunt tăiate pentru că atingea roata. Ca și N46, doar că aici avem și scaun de la pasager, panou de comandă, nu avem fețe de ușă, avem un roll cage neomologat, minimul necesar pentru o competiție de hot lap unde nu se pot întâmpla accidente grave. Bineînțeles că ne dăm cu cască, cu mănuși, în cazul unui combinezon. Sebi, pe care v-am spus că ne ajută de mult timp cu coace, s-a dat cu E46-le și a avut o subvirare destul de rea. Asta s-a întâmplat. Destul de urât lovită mașina și pe partea asta. În afară de aspect, radiatorul este un pic mutat mai în spate, cât și ventilatorul. O să încercăm să o reparăm, dacă avem cu ce, dacă nu, asta e. El este Sebi. Salut, Sebi. Salut, Gabi. Sebi este cel care v-am spus că ne ajută cu multe chestii de foarte mult timp cu coace. El a cauzat acest accident. Spune-ne, te rog, ce ai simțit. Păi, mai întâi m-am simțit bine. M-am simțit varză. Nu mi-am dorit să... N-ai cum să-ți dorești să ieși în decor, dar uite că s-a întâmplat, acum pot să mă gândesc la ce aș fi putut face mai bine, dar pe moment n-am procedat cum trebuie și până la urmă am ieșit în decor. Am pus un GoPro la interior, o să vă pun acum filmarea din GoPro să vedeți mai exact ce a făcut Sebi și cum am mutat un pic în gard, dar a fost mișto ca idee accidentul, s-a văzut bine. A doua zi de la hot lap, astăzi am întâmplat câteva probleme, cât și aseară. Am pus pe story aseară că am dejantat o roată, chiar în ultima manșă de antrenamente. Am rezolvat problema, în schimb astăzi mi-a sărit un șurub de la diferențial. Acum a plecat tata acasă să ia un șurub, pentru că noi suntem cam la 20 de minute în circuit, ceea ce e destul de avantajos pentru noi. După ce se întoarce, îl punem la loc și vom intra pe pistă la concurs. Ce am făcut tura de încălzire și prima tură cronometrată,
un arbitru de trase a mișcat din steag, fără să-și dea seama, din greșeală. Și am crezut că mă scoate de pe circuit, deși eu știam clar că trebuie să dau două ture plus la de încălzire. Am ieșit de pe circuit și am vorbit toată pe stație. Și mi-am dat seama că băi, am ieșit mai rapid. Adică eu am ascultat ce a zis un arbitru de traseu că a dat din steag și eu trebuia să ies de pe circuit, dar el a dat din greșeală, așa că am reluat startul. Și am scos în două ture, un timp de 2 minute 41, decent, pentru o mașină care teoretic e setată de drift. Pe față am schimbat un pic setup-ul, cât și pe spate, le-am pus ridanți cu treadere 140, iar pe spate am pus niște gume pe care le folosește și Trash, iar cu Trash cu Supra CMK5 2000 de cai, care s-a dat la prima etapă de la drift. Am pus 265 35 18 Valino, treadere 140. Gumele astea sunt atât de aderente, asta m-a așa foarte bine pe asfalt. Chiar dacă a subvirat și a supravirat în anumite momente, totuși a fost foarte bine.